de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Iată-ne împreună la o nouă cafea de dimineață. Am întârziat din vina subsemnatului 3 minute. Astăzi încă mai facem niște probe tehnice ca să reintrăm în normal cu tot ce înseamnă transmisie. Ce să vă mai spun, este ziua de 13. Acum nu știu dacă e cu ghinion sau nu, dar 13 ianuarie, astăzi se anunță proteste ale cadrelor didactice, mă rog, sindicatele care reprezintă cadre didactice, care s-au hotărât să protesteze în fața Parlamentului și a principalelor partide politice PSD și PNL. În țară, situația cu facturile devine din ce în ce mai explozivă. Tot mai mulți oameni primesc facturi. Bine, trecem peste șmecheria asta cu compensarea, care este o șmecherie sinistră. În mod normal, trebuia să existe o prevenție de la nivel de guvern de acum 8 luni de când se discuta despre această mărire a facturilor și un control la distribuitorii de energie electrică, nu la producători neapărat, că nu producătorii distribuie de fiecare dată. Este inadmisibil să ajungi în situația în care să-ți vină o factură de 3.000 de lei după ce tu ai plătit ani de zile 200, 300, 400 de lei. Adică sunt lucruri inadmisibile într-o societate normală. O să mi se spună că dumneavoastră ai piața. Bun, eu vă spun că dacă este așa și așa este piața, piața se autoreglează. Se autoreglează în mod pașnic sau se autoreglează în mod violent. Și la cum merg lucrurile acum, cred că ne îndreptăm spre varianta a doua. Ați observat scandalul de la Bolintin Vale. Deci, un șofer de maxi-taxi a refuzat să ia în mașină un șmecher de origine romă, că sunt și șmecheri de origine română, care era cunoscut pentru faptul că făcea scandal. Și atunci l-a refuzat, l-a pus mâna pe o piatră și l-a omorât pe taximetrist. Nu e în regulă. Nu e în regulă cu ce se întâmplă, mai ales că acolo se știa de mult că sunt probleme cu lupări de interlopi romi, în alte părți sunt grupări de interlopi români. Eu prefer să le spun țigani romilor, pentru că este mai aproape de ceea ce știm noi, îi cunoșteam noi. Cuvântul ăsta rom este un cuvânt aclimatizat, ca să spunem așa, și pe care foarte mulți dintre ei nu-l recunosc. Bun, acestea fiind zise, să ne întoarcem la Piatra Neamț. Astăzi, joi 13 ianuarie, eu zic să nu fie o zi cu ghinion, în emisiune primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea. Bună dimineața, la mulți ani, bine ați venit! Bună dimineața, la mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Un an cu bine tuturor, cu sănătate și multe realizări. Primar, ce să vă zic, a trecut un an, vine un an, nu știu dacă mai greu sau mai ușor decât primul, dar cred că mai grea perioadă decât primele 6 luni în primărie nu a existat. Contraziceți-mă. N-am cum să vă contrazic, aici chiar așa a fost. A fost un an foarte dificil și din cauza unor probleme financiare pe care le-am preluat și din cauza unor conduceri ale unor societăți cu care a fost mai greu să mă împac și să comunic și să urmărim să ne aliniem pe niște obiective. De aici au fost câteva vulnerabilități pe care nu am reușit să le controlăm și să le facem un management foarte eficient. Și aici se știe foarte bine unde am avut scăpări, până în luna martie pe partea de curățenie a orașului, până prin iulie am avut probleme serioase pe partea de
întreținerea spațiilor verzi, dar ușor, ușor am reușit să ne dăm seama ce se întâmplă și să corectăm pas cu pas aceste probleme. Anul acesta nu vor mai exista astfel de situații, vă garantez asta. Cel puțin așa sperați, că de garantat, eu vă spun eu, nu, ascultați-mă, nu puteți garanta nimic, puteți doar spera și să controlați. Știu că unde am scăpat, unde am pierdut din vedere calendarul. Pentru că au fost activități pe care a căror durată de execuție nu o știam, a căror echipe funcționale nu recunoșteam, nu știam câți oameni sunt. Am fost, de exemplu, pe partea de spații verzi, am fost încredințat că au tot ce le trebuie, și personal, și echipamente, și toate astea. Acum am cerut liste, nu doar vorbe cu câți angajați sunt acolo și așa mai departe. Deci sunt lucruri care de data aceasta le voi urmări cu mult mai multă atenție. Și mai este și următoarea realitate. Anul trecut eram în fața faptului împlinit. Eram ieșisem din zona de confort, nu cunoșteam aproape deloc administrație, pentru că tot ce făcusem înainte era să observ din exterior ceea ce se întâmplă. Când intri în poveste, în miezul problemei, lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite. Și mai era și o problemă, era un buget făcut și, mă rog, și o echipă incompletă la primărie, pentru că vă aduceți aminte că luni bune nu am avut parte de un executiv complet, ambii viceprimari fiind suspendați timp de mai bine de jumătate de an, iar lucrurile astea evident că au produs și ele niște efecte în lanț. Astăzi vorbim despre o echipă completă în executivul primăriei, vorbim despre un cabinet primar care este complet și care a trecut deja prin prima etapă a formării sale, deci deja putem spune că știm ce avem de făcut. Deci, și practic, mai avem și o altă, un alt context. În primărie, anul trecut eram văzut ca un element de noutate și există întotdeauna o rezistență la nou. Acum deja s-au sudat niște, să zicem. Și dacă anul trecut mergeam cu campanii de genul angajatul săptămânii, tocmai pentru a îi convinge pe colegii mei că vin pe construcție și nu am de gând să fac ravagii prin primărie, nu vin neapărat pe a da oameni afară, ci pentru a-i pune la treabă, anul acesta știu și cum să fac asta. De exemplu, de la 1 februarie vom implementa în primărie un sistem de control acces prin care să monitorizăm inclusiv timpul de lucru pe care îl efectuează fiecare angajat al primăriei în parte, cu rapoarte de progres pe indicator de performanță. Nu cred. O să vedem. Acum chiar aștept. Eu aștept lucrul acesta de foarte mult timp și m-aș bucura să întâmple așa ceva. Ce este clar e că față de perioada de început, au început, să se mai miște niște lucruri la raportul executiv funcționari. Și asta se vede inclusiv la nivelul actelor întocmite pentru ședințe. Că noi din exterior nu vedem altceva. Sau ne facem că nu vedem de multe ori, că nu putem demonstra. Dar mai sunt lucruri. V-ați schimbat sau nu părerea cu privire? Noi nu ne uităm la ce a fost în trecut și mergem doar înainte. Pentru că, din ce mă uit eu acum, tot mai multe lucruri care din trecut blochează activitatea actuală. Asta este evident. Asta am spus-o și oricând. Da. Astăzi noi trebuie să stingem incendiile și să scoatem bolovanii aruncați în apă, conștient sau inconștient, de alții. Și vă dați seama că este o vorbă românească care zice că eforturile pentru a scoate bolovanul din apă sunt de 10 ori mai mari. Adică îți trebuie 10 oameni ca să scoți un bolovan aruncat de un prost înaintea ta. Și atunci, da, efortul se vede și în același timp trebuie să conștientizăm și următorul lucru. În momentul în care te focusezi pe
problemele din trecut, numai când să te ocupi de problemele din viitor. Și să știți, cu toate eforturile mele de a mă canaliza pe obiectivele viitoare, pe proiectele de viitor, n-ai cum să nu te izbești de problemele din trecut, pentru că orice proiect pe care îl ai în vedere se izbește de faptul că nu ai o evidență a patrimoniului, că nu sunt niște măsurători exacte, că nu ai documente complete pe anumite suprafețe și toate aceste probleme n-ai cum să le oculești, ele sunt tot timpul în ochi. Nu m-am... Și aici este o chestie care ține de valorile mele. Nu m-am orientat pe a face justiție. Eu. Pe a face eu sesizări. Nu cere nimeni dar să știți asta. Că nu a existat absolut nicio piedică. Dimpotrivă, orice investigație, orice solicitare de documente din partea oricărei instituții a statului a primit răspuns cu celeritate și răspuns complet, fără niciun fel de... Nu avem de ce să acoperim pe nimeni, nu avem de ce să protejăm pe nimeni. E... Da. Întrebare de la un telespectator. Au început să vină mult. Foarte bine. Cine sunt proștii la care vă referiți? Nu. Era vorba despre un proverb românesc. Nu aș face astfel de afirmații față de nicio persoană. Dar este clar că în administrațiile anterioare sunt s-au multe făcut lucruri prostii. care merită prostii. Astfel de cuvinte. Da. Bun. Aș vrea ca astăzi să discutăm un pic, e început de an, despre buget, eventual comparativ cu cel de anul trecut. Dacă avem posibilitatea asta, raportat la investiții, sigur, raportat la cheltuieli care s-ar putea să crească brusc și dintr-o dată, ca să mă exprim așa, în privința facturilor care vin dinspre unitățile de învățământ și nu numai, toate unitățile care... Absolut, toate instituțiile. Toate instituțiile care... astea. Și după aceea să răspundem la întrebări, să mai întreb și eu niște lucruri apropo de patrimoniu, de alte asemenea poliție și alte asemenea probleme, societăți. Deci, haideți să începem cu bugetul. E mai mare, e mai mic față de anul trecut. Care sunt noutățile? Vă spun eu una. Aveți excedent. Da. Vă spun și cum am încercat să fim eficienți cu banul public anul trecut și din punctul meu de vedere, eu zic că a ieșit. Ne-am propus acest excedent tocmai pentru a avea continuitate și a putea finanța niște proiecte mai mari anul acesta. Anul trecut am avut două mari obiective. Accelerarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, să creștem ritmul absorpției, să vedem care au fost problemele care au împiedicat 2 ani aceste proiecte să avanseze. Și din punctul acesta de vedere chiar nereușit cu brio acest obiectiv. Și al doilea, să reducem din datoria publică. La preluarea mandatului, am preluat o primărie cu o datorie publică de 35%. Un grad de îndatorare imens, era mult peste pragul legal. Peste pragul legal. Asta este o altă problemă. Cum s-a ajuns acolo și nimeni n-a zis nimic. Și s-a același putut... principiu al proverbului românesc cu bolovanul în apă. Înțeles. Investiții și bani aruncați pe apa sâmbetei. Așa. Fără cap și fără coadă. 35. Și acum suntem la 23,9. 24. Da, da, aproape 24%. Deci, practic, 6 și cu 5, 11%. O scădere de 11%. Am achitat din bugetul local aproape 50 de milioane în timpul mandatului meu. În condițiile în care, într-o perioadă istorică, s-au făcut... credite de peste 240 de milioane de lei care s-au dus pe nimic. Astăzi aceste credite nu ne dau niciun fel de plus valoare. Știți ce este interesant? Creditul, dar câte dobânzi s-au plătit la aceste credite? Păi astăzi, când am preluat mandatul, mai aveam de plătit, dacă nu mă înșel, undeva între 180 și 190 de milioane. Deci asta vă spun. Deci, s-au împrumutat 240 și la 25 de ani, 20-25 de ani de la efectuarea împrumutului, încă mai e de plătit mai bine de 3 sferturi din ce ai împrumutat. E aberant. E
șocant. Păi, știți cum se spunea atunci? Și că las că facem noi împrumutul și o să vină proștii să plătească. Deci cam așa s-a gândit. Luăm împrumut, perioada de grație, plătim doar dobânzi, n-am plătit nici dobânzile, mai negociem o dată cu banca și mai vedem ce facem. Că și aici este o problemă. Vede, salută cineva, Guten Morgen, Guten Morgen. Da, deci revenim. S-au plătit aproape, cât a spus, mai bine de 50 de milioane de lei. 50 de milioane de lei, o sumă imensă. Cu 50 de milioane de lei puteai să faci o mulțime de lucruri. Puteai să faci o mulțime de lucruri. Bun. În fiecare lună plătim 3 milioane și jumătate de lei. Imaginați-vă că în fiecare lună am face 10 locuri de joacă sau o creșă nouă sau modernizăm o școală complet. Să faci în fiecare lună așa ceva, ar fi așa dezvolți o comunitate. Noi a trebuit să strângem cureaua și să ne organizăm în așa fel încât să peticim pe unde este urgent să facem asta, că nu avea acea relaxare financiară. Dar bun, iarăși ne ducem și ne uităm spre trecut. Haideți să vedem ce facem anul ăsta, pentru că, spre deosebire de anul trecut, vom avea un buget de investiții de 3 ori mai mare. Vom avea un buget local cam cu 25-27% mai mare. După ce anul trecut, la rândul ne, am avut un buget de cu 25-26% mai mare față de 2020. Și aici creșterea a fost în special datorită absorbției fondurilor europene și a unei prognoze cât se poate de riguroase și a unei planificări foarte atente. Anul acesta vom dubla absorpția față de anul trecut. Și de aici, practic, în mare parte se justifică această creștere. Deci față de anul trecut, când am avut un buget de 227 de milioane de lei, anul acesta vom ajunge la 300 de milioane de lei. Și la un buget de investiții de la bugetul local exclusiv de 63 de milioane de lei, bani cu care ne propunem să finanțăm, evident, urgențele, în primul rând, respectiv. Și aici o să fac o argumentare mai întâi de ce am luat această decizie. Având în vedere că trebuie să urgentăm execuția, lucrarea pe coridoarele de mobilitate, pe cele trei bulevarde mari și pentru a elimina problemele de dedesubt, pentru că e cumva ar fi inconștiență să te apuci să pui covor asfaltic și să modernizezi complet ceea ce este la suprafață și să lași ceva putred pe dedesubt. Și pentru că există semnale că finanțările pe PNI e posibil să mai dureze până se încheie contractul de finanțare și abia apoi să poți organiza licitații și așa mai departe. Am luat decizia împreună cu colegii din executiv să finanțăm pe buget local rețeaua de apă, de aducțiune de apă de pe bulevardul. Asta este o chestiune extrem de importantă. Respectiv 17 milioane de lei. Și este o decizie extrem de eu vă spun, curajoasă, 17 milioane de lei să faci lucrările la apă, e foarte mult. Asta înseamnă că practic viitorul, dacă va fi vreodată, program european pe apă la APA SERV, Piatra Neamțul nu va mai avea cheltuială acolo decât foarte puțină. O face orașul. Da. Nu știu dacă... Dar trebuie să facem asta. Știu. Pentru că, niște proști, scuzați-mă, vă spun, au făcut un proiect în care n-au ținut cont de aceste lucruri. Dar nu numai asta, că să zicem, poate au ținut cont de aceste lucruri. Ideea este că au mai fost și alții cu același calificativ, care nu s-au ținut de implementarea unui alt proiect extrem de mare. Celălalt, și cu APA SERV. Toate astea converg și ne-au adus pe noi în această situație. Iarăși, nu mă uit la spre arăta cu degetul pe cineva, trebuie să căutăm soluții. De aceea am pus în bugetul local această linie. Proiectare și modernizare rețea de aducțiune. Asta este o știre și o veste. Acum, spuneți-mi, cu acești bani pentru investiții, probabil că de undeva ați mai tăiat. De unde s-au mai tăiat?
Deci, anul trecut, ca să fac iarăși o paranteză, aveam o listă inițială cu investiții necesare la nivel de municipiu de undeva la vreo 150 de milioane de lei. Săptămâni întregi, nopți întregi, tot tăiam pentru a reuși să ajungem de la 150 de milioane la 21 de milioane cât ne permitea bugetul. Atâta era bugetul. Și tăiam și de la secțiunea funcționare, hai că mai reducem de aici, mai o să fim mai economi aici și așa mai departe. Anul acesta nu ne-am atins de bugetul de funcționare, pentru că asta înseamnă felul în care arată orașul, întreținere străzi, întreținere spații verzi, curățenie și iluminat, așa mai departe, etc. Iluminat și funcționarea instituțiilor, facturi. Anul acesta aveam solicitări inițiale de aproximativ 120 de milioane de lei și practic efortul nu a mai fost atât de mare să tăiem și să ne canalizăm atenția, mai ales că am mers și pe principiul unor bugetări multianuale, pe proiecte care sunt relativ complicate și care e posibil ca și calendarul lucrărilor să ne solicite și să ne pună în fața acestei soluții, cum ar fi de exemplu drumul pe Cozla, unde am bugetat pentru anul acesta aproximativ 2 milioane de lei și jumătatea cealaltă pentru anul viitor. O investiție care ne va costa de la bugetul local 4 milioane 700 de mii de lei. Și acest drum este eficient mai ales prin faptul că vom corecta acele prostii. Nu, efectul eroziunilor, pentru că asta este vorba, deci, despre asta este vorba. Eroziunile sunt efectul unor prostii, exact, făcute, da, acolo, când s-a tăiat un drum fără să respecte nicio normă și nicio regulă și nimic. Și asta e. Nu știu, nu trebuie să ne ferim de cuvântul prostii, pentru că el nu, de multe ori chiar subliniază este meritat exact, să-l și accentuăm. Chiar el subliniază dată niște lucruri extrem de prost făcute la nivelul ăsta. Bun, deci înțeleg, vom avea investiții mai mari, care vor merge în special în zona asta de investiții mari, probabil și pe proiecte de, așa zise, mobilitate, deci proiecte, da, de mobilitate. Când credeți că vom ști dacă începeți sau nu începeți lucrările pe proiecte? Sunt semnale, a fost cineva interesat să ceară clarificări la caietele de sarcini? Din câte știu de la colegi, există, au fost întrebări, solicitări de clarificări, dar mai multe informații nu pot avea în acest moment. Asta. Cred că pe 11 sau în prima decadă a lunii februarie vom afla răspunsul cu privire la numărul ofertelor și eu sper să fie oferte pentru aceste. Ar trebui să vină firme foarte serioase care să lucreze pentru capacitate mare de execuție. Da. De asta am și pus toate aceste lucrări într-o singură licitație, ca să fie tentantă pentru o firmă mare să-și preloce la Piatra Neamț oameni, utilaje, echipamente și să se pună pe treabă pe un calendar pus în acord, evident, cu primăria. Bun. Alte noutăți în buget ar mai fi? Grădina Nicu Albu. Anul acesta. Păi va atunci fi haideți ca să vă și citesc. Mihai Turturică, în parcul zootronat, statuia celui care a fost cel mai de seamă primar al municipiului, al orașului Piatra Neamț, sunt temeietorul acestui parc. Care este planul de viitor pentru acea locație dezafectată acum? Ce va fi acolo? Eu mi-aș dori ca în cel mai scurt timp posibil să avem o grădină emblematică pentru orașul Piatra Neamț. Cu siguranță anul acesta vor fi terminate lucrările. Eu mi-aș dori chiar în prima parte a anului. Acum este în proiectare, se face proiectul tehnic. Avem notă conceptuală și o temă de proiectare făcută împreună cu studenții arhitecți și eu sunt extrem de fericit de rezultatul muncii acestor studenți pe parcursul verii și lunii septembrie anul trecut. Acum este în proiectare
cu o firmă specializată care merge pe această notă conceptuală și definește detaliile tehnice pentru toate elementele din parc, de la trasee și zone de activități, că asta va fi practic o grădină care va fi împărțită în vreo 10-12 zone de activități pentru toate generațiile și va fi ceva, eu sunt convins. Înseamnă că mă va avea și mese pentru table și șah. Ne gândim și la așa ceva. Glumea. Dar acolo cred că este ceva mai degrabă mai interactiv. Mai interactiv decât tablele nu există, domnule primar. Nu există tablele, să vedeți. Dar barbutul. Da, asta nu înseamnă că nu se poate așeza cineva pe o bancă și să joace table, șah, da, sau table cu... Să știți. Da, asta era o întrebare și același lucru întreabă și Iulian Luca. Da. Cu asociația. Ce faceți și când, domnule primar? Deci acum este în proiectare, imediat ce avem proiectul tehnic gata, scoatem la licitație execuția lucrărilor. Este cât se poate de simplu. Asta înseamnă că pe 4 februarie, cu speranța că toți consilierii locali vor înțelege temeinicia acestui buget, pe 4 februarie vom avea bugetul și vom putea drumul la majoritatea achizițiilor. Trebuie să treacă cu 12 voturi. Nu, numai cu 12. 12 voturi, deci da. Jumătate plus 1. Da. Nu cred că sunt probleme mari. Asta zic și eu. Dar eu sper ca și anul trecut să fie un buget. Voi chema la consultări toate partidele din Consiliul Local pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la bugetul realizat și eu am convingerea că acest buget va trece cu unanimitate, așa cum s-a întâmplat și pe 22 aprilie anul trecut. Da. Haideți să vedem acum. Noastră vorbiți de investiții, vorbiți despre lucruri pentru viitor, dar au creat foarte multe valori. Sau au creat niște valori, două declarații ale directorului dumneavoastră de cabinet, domnul Liviu Harbuz, salutăm. Pare rău că tehnic nu-l putem avea astăzi în emisiune, dar de mâine lucrurile se rezolvă, doar prin telefon, dacă va simți nevoia sau simțim noi nevoia. Poate îl și sunăm, că da. Deci putem să-l mai ales că vorbim despre o declarație a domniei sale. Putem să-l sunăm. Dacă Bogdan găsește și o fotografie de-a lui Harbuz, dacă are cumva, ia să vedem noi. Deci el a vorbit despre patrimoniu și despre pista de pista de schi de la Piatra Neamț. Și a spus niște adevăruri până la urmă. Cu pista de schi, domne, greu de crezut că poți să faci, având în vedere modul în care este locul unde este amplasată, schimbările climatice care au loc, faptul că ar costa extrem de mult numai să-i dai drumul în fiecare an și nu știi câte zile poți să ții. Unii au spus, dom'le, nu se poate, că trebuie găsite soluții, alții au spus, da, are dreptate, că e o cheltuială, 14 milioane de euro, spunea un domn aici, că ar fi costat. Și după aceea cu patrimoniu. Ai spus, domnule, avem mari probleme cu patrimoniu. Poate a punctat un pic mai gros așa pe chestia asta, dar lucrurile cred că sunt undeva în zona aceea. Bună dimineața, domnul Harbuz! Bună dimineața! Ne scuzați că vă deranjăm prin telefon la ora aceasta. Bună dimineața, Liviu! Puțin frustrat că era joi și nu știu de ce aveți alt invitat. Din cauza dumneavoastră. Din cauza dumneavoastră. O fi din cauza ierarhiei, că vă ascult. Ați văzut. Nu e ierarhia, Liviu. Eu mă așteptam să fim împreună în dimineața asta aici în emisiune, așa cum ai spus tu săptămâna trecută. Vina este a mea. Vina este a mea și a unei tablete care a făcut nebunii de două zile și de mâine intrăm în normal. Domnul Harbuz, vorbeam acum în emisiune despre cele două declarații care au suscitat dezbateri. Lucru extraordinar, că mai sunt declarații care suscită dezbateri apropo de patrimoniu
și orașului, municipiului, și apropo de pista de schi. Da, e foarte adevărat. Probabil că diplomația și buna educație a domnului primar câteodată îl opresc să pună degetul pe rană. Eu, care știți că sunt foarte liber în exprimare, am considerat că toate aceste probleme care îi grevează activitatea primarului și a primăriei trebuie spuse verde în față, pentru că oamenii trebuie să știe realitatea. Realitatea este că această pârtie este compromisă, a fost compromisă din faza inițială în care a fost concepută spre est, cu un grad de dificultate foarte mare, deci n-am să intru în detalii. Oricum, dacă această pârtie ar fi fost activată, dacă s-ar fi putut activa, probabil că ne-ar fi costat undeva la 170.000 de euro și pierderea ar fi fost foarte mare. Așa cum spunea și domnul primar, în primărie acum fiecare euro de la buget trebuie cântărit foarte bine, pentru că avem foarte multe priorități. Oamenii așteaptă, vedeți, așteaptă parcul Nicu Albu, așteaptă coridoarele de mobilitate urbană, așteaptă foarte multe soluții la problemele pe care le are orașul, motiv pentru care nu ne mai putem permite să pierdem nici măcar un euro, chiar cu riscul de multe ori de a fi nepopular, pentru că oamenii văd doar partea emoțională a lucrurilor, dar nu știu realitățile și nu știu ce a moștenit primăria, acest mandat, această echipă de la primărie din trecut. Și când vorbesc despre trecut, vorbesc de peste 10 ani. Uitați-vă că orașul, primăria, e înglodat în datorii din cauza unor investiții aberante și a unei administrări foarte proaste. Și când aud că avem proiecte pe care le-a început domnul Chitic și că nu îi aparțin domnului primar, domnul primar practic i-a salvat indirect imaginea domnului Chitic, care a semnat cu ochii închiși niște proiecte doar ca să bifeze fonduri europene pentru propria imagine, iar astăzi noi suntem forțați să facem tot felul de compromisuri și artificii. De artificii pentru a salva nu imaginea și nu aceste proiecte, ci pentru a face din aceste proiecte ceea ce ar trebui să fie ele, să rezolve nevoile nemțenilor. Și credeți-mă, se fac eforturi foarte mari și fiecare, repet, fiecare euro contează. În sfârșit, Piatra Neamț are o administrație care știe să cântărească și să cheltuiască fiecare euro chiar în interesul cetățeanului. Da, acum nu știu, îl rog pe domnul primar să vă adreseze vreo întrebare sau... Se pregătiți, deja în orele de serviciu. Nu am să adresez o întrebare, ci am să zic un lucru care eu zic că se confirmă pe zi ce trece, și anume faptul că dacă eu nu mă pricep să zic și să punctez anumite lucruri, iată că Liviu o face foarte bine și de asta cred eu că ne completăm și ne ajutăm foarte mult în a spune ceea ce avem de zis. De exemplu, una dintre vulnerabilitățile anului trecut a fost faptul că nu am comunicat suficient de bine cu cetățeanul anumite proiecte, anumite probleme din primărie, și acest lucru s-a atenuat, iată, de când Liviu a acceptat provocarea de a veni director de cabinet. Și mulțumesc pe această cale. Eu mă bucur că domnul Harbuz a avut această, până la, a avut curajul să spună niște lucruri care pot să ducă la o imagine, hai să spunem așa, mai nepopulară. Pista aia de schi este în momentul ăsta o piatră de moară. Hai să găsim o soluție, să o facem, dar nu, nu-i dăm drumul așa de nebun când nu ai nici zăpadă, nici nimic. Nu, pentru că cert este că știm câți bani va mânca această pârtie de schi odată cu deschiderea ei. Dacă îi dăm drumul, e clar că angajăm o cheltuială de 600.000 de lei. Și nu știm niciodată câte zile va funcționa și câți bani va produce acest efort. Vă rog! Să nu vă închipuiți că noi ne-am propus să închidem pârtia de schi și punct.
există proiecte pentru a arăta această zonă a cetățenilor și zonei de entertainment și sport. Există 4 proiecte pentru această zonă în care să putem integra, recupera și integra instalațiile pentru pârghia de schi, investițiile care au fost făcute. Adică nu încercăm să salvăm tot ce se poate salva, desigur, fără a face alte cheltuieli inutile și să folosim ceea ce există. Și domnul primar vă poate... Continuăm. Eu vreau doar să spun că veți face toate eforturile acolo unde primăria mai este încă proprietar sau acolo unde primăria poate dovedi că este proprietar pe actele de la patrimoniu. Și... Să nu revenim la patrimoniu, știți bine declarațiile mele, domnul primar le poate confirma, repet, eu le spun mai direct, domnul primar este mai diplomat. În momentul de față, una dintre cele mai mari probleme ale primăriei Piatra Neamț este identificarea și evidența clară a patrimoniului, fără de care o primărie nu poate funcționa. Dar credeți-mă, când ești blocat de procese de zeci de ani, de tot felul de contracte încurcate care ia că te negrevează activitatea, e foarte greu, dar nu e imposibil și pentru noi imposibilul nu mai există. Mulțumesc tare mult, dacă mai simțim nevoia, vă mai deranjăm. Vă urez o zi minunată. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumim, Liviu. Deci, problemele de patrimoniu sunt întotdeauna foarte, foarte greu de rezolvat. Zilele trecute, fostul primar al Oradei, domnul Bolojan, într-un interviu spunea așa: domnule, zice, eu când am ajuns primar, primul lucru de care m-am îngrijit a fost să am o majoritate confortabilă ca să pot să fac proiecte. Iar ca să pot să fac proiecte, trebuia să știu sigur că pot ajunge inclusiv la exproprieri, ca să pot să dezvolt orașul. La Piatra Neamț n-ați găsit terenuri pentru creșă în oraș, domnul primar. Foarte adevărat. Ne-a luat luni de zile să identificăm. Eu am vorbit cu domnul ministru Cecheatela despre nevoia de a avea 5 creșe la Piatra Neamț. Și a zis că e ok. Câte... Te dăm 5 proiecte. Da, e proiectul ăsta cu creștere acum. Nu? Avem un program guvernamental prin care vrem să înființăm cât mai multe creșe. În baza solicitărilor, minim 2 creșe veți putea avea la Piatra Neamț. Bun. Ajung acasă, de unde terenuri? Pentru că trebuia să fie o anumită configurație. Cu chiu cu vai am găsit 2 terenuri. Dacă vă mărturisesc că nu sunt. 2000 de metri pătrați. 2700 pentru o creșă tip modelul mai mic, de 40 de locuri, și am mai găsit un teren pentru o creșă medie de 70 de locuri. Pentru mai mare nu am găsit. Pentru că ne trebuia mai mult de 4000 de metri pătrați într-o cu anumite dimensiuni. Și nu vă zic că pentru una dintre creșe terenul nu era ideal, în sensul că nu era dimensionat fix pe dimensiunile creșei și în anumite colțuri trebuia să reconfigurăm cumva proiectul. Asta este realitatea. Nu da. Avem. Acum câteva săptămâni a venit o solicitare de la o instituție a statului român prin care am fost întrebați dacă în municipiul Piatra Neamț există terenuri care se pretează pentru investiții mai mari. Tai cu colegii și identifică terenuri există, ca să permite măcar ceva. Există, dar nu la primărie. Și am reușit să facem o listă cu vreo 4 obiective. Dar vă zic, pe mine nu m-au convins. Adică asta este realitatea de la care pornim astăzi. Anul trecut am avut această oportunitate de a sta de vorbă cu domnul Bolojan și mi-a spus exact același lucru într-o întâlnire de aproximativ 3 ore în care mi-a insuflat această nevoie de a avea claritate pe proiectele pe care le inițiază primarul și susținere în Consiliul Local. Pentru că un primar care nu își poate trece proiectele în Consiliul Local nu va putea realiza nimic un mandat întreg. Dacă până la momentul acelei întâlniri
Am mai avut mici eșecuri în proiecte, în ședințele de consiliu local. Era practic aproape în fiecare ședință se întâmpla ca un proiect să aibă de suferit. După această întâlnire, am încercat să urmăresc cu mult mai multă atenție existența unei majorități în consiliul local. A existat și situații cumva determinate de configurația politică a consiliului local, un consiliu local extrem de fărâmițat, extrem de pigmentat, cu o majoritate construită cu greu din trei partide politice, la limită, o majoritate la limită de doar 12 voturi, adică jumătate plus 1 din voturi. Asta îngreunează cumva eforturile unei administrații eficiente, pentru că îngreunează și acea paradigmă că administrația se face, din păcate, și cu politică și se completează reciproc. Dacă nu ai susținere politică, o administrație nu poate Bun, fi haideți să performantă. vorbim, să fim cinstiți. Municipiul Piatra Neamț, anul trecut, datorită faptului că a avut o susținere politică, a primit și niște fonduri Da, care v-au permis, guvernamentale. fonduri guvernamentale care v-au permis să puteți plăti o parte din datorie. Ați mai pus și de la primărie din fonduri proprii ceva și s-a putut plăti acea sumă imensă la Da, datorie. dar dacă nu aveam majoritate în Consiliul Local, și majoritatea ar fi zis folosești banii Banii primiți de la în guvern altă pe, parte, nu știu da. ce, ajutoare sociale, eram obligat să-mi duc la îndeplinire Absolut. acea Asta se uită hotărâre. întotdeauna. Primarul este executivul. Exact. Consiliul local este cel care votează hotărârile de consiliu care trebuie duse la îndeplinire de către primar. Bun, sunt atât de multe lucruri de discutat. Haideți să începem, că deja e 9 și 15. Am trecut Trece 45 de timpul. minute. Deci, întrebare. Domnule primar, mai schimbăm și noi acea hidoșenie de la intrarea în Piatra Neamț de la Ursuleț? Seamănă a piatră funerară. Eu știu răspunsul, dar vă las pe dumneavoastră. Ideea înfrumusețării intrărilor în oraș e una care mă preocupă foarte mult și pe mine, însă trebuie să le facem, să facem lucrul ăsta gradual. Este unul dintre obiectivele la care mă simt nevoit să renunțăm anul acesta pentru a reuși să susținem alte investiții. Însă anul acesta promit următorul lucru. Faptul că vom gândi aceste Teme de intrări în proiectare. oraș Da, acum împreună cu eu studenții aștept. arhitecți, să construim, să pregătim niște proiecte care să facă Eu orașul aștept mult mai. să văd care e granița între Piatra Neamț și Alexandru cel Bun. Că dacă se referă la piatra aceea unde Cu sunt și Ursulețul. Ursuleții, din câte știu eu, dar poate greșesc, e pe raza Este pe teritoriu, da. orașului, adică comunei Alexandru Comune. cel Bun. Oraș, că e domnul primar Rotaru acolo. Deci este deja oraș acolo, numai datorită primarului oraș. Așa. Deci e pe teritoriul comunei Alexandru cel Bun. Granița e un pic mai în față, nu? Acolo, în dreptul primului pecot, ceva de genul ăsta. Și arcada era tot pe terenul celor de la Alexandru cel Bun. Da, iar pentru că era o arcadă extrem de ruginită și chiar nu ne făcea cinste, am și discutat cu domnul primar și anul trecut s-a și demolat în baza unei Bine, acum ca colaborări să foarte. glumesc și să nu ne uităm în trecut, ne putem întreba cum a ajuns granița comunei Alexandru cel Bun acolo. După ce niște oameni cu bani au construit niște case în zona Ursuleț și și-au dat seama brusc că impozitele sunt mai mici la Alexandru cel Bun decât la Piatra Neamț. Da, nu ne uităm în trecut Asta și nu știu când s-a întâmplat. Nu ne uităm în sau nu trecut ne-am. și lăsăm așa. Dar s-a întâmplat. Da. S-a întâmplat. Și, practic, intrarea în oraș este foarte greu de amenajat acolo, imediat înaintea curbei. Da, Da, nu-i noi problema. putem amenaja un astfel de obiectiv doar, evident, pe Pe teritoriul teritoriu, municipiului Piatra Neamț. apropo de intrarea asta, Da. nu mai vorbim de celelalte intrări. Bun, ia să vedem ce ne mai spune lumea, dar sunt mesaje foarte. Aoleu, am dat eroare. Să vedem dacă reușesc să revin.
Întreabă lumea de ce în Piatra Neamț, uite, în toate țările prin care am trecut și în Franța unde am locuit, se păstrează străzile pavate cu piatră. Drumuri pavate în majoritatea cazurilor de meșteri romani și italieni, nu ne dând de pe vreme, mă rog. Știind că drumul spre vârful Cozla este era pavat cu piatră, aveți în plan să-l faceți la fel? Vor fi trei secțiuni în acest drum. Una cu un fel de pietriș gen macadam în limita superioară a drumului, nu știu exact câte sute de metri, până la limita zonei protejate. Partea intermediară, partea de la jumătatea drumului, pe o porțiune de vreun kilometru, va fi cu piatră cubică. Și din strada Ștefan cel Mare până dincolo de Casa cu Flori va fi asfalt. Deci, așa este parte, proiectul da. Tehnic, este în procedură de autorizare în momentul de față, avem toate avizele, imediat ce avem bugetul vom scoate și la licitație. Nu pot să nu apară și teme pe care eu le recunosc din zona trolilor. Așa. Da? E bine să discutăm. De ce s-au stricat stațiile de autobuz existente? De ce ați adus stații de 60.000 de euro? Pentru cine ați făcut afacerea în defavoarea populației orașului Piatra Neamț? De acord că stațiile sunt scumpe, zic și eu, dar haideți să spunem cine a făcut afacerea, cine a făcut afacerea, ca să nu fie discuții, și de ce au trebuit schimbate stațiile vechi. Așa cum a fost și situația cu scările rulante de la Curtea Domnească, care ani de zile nu au funcționat și cu câteva săptămâni înaintea intrării mele pe mandat s-a semnat un contract de execuție cu o firmă pe o anumită sumă. Era un contract semnat. Eu a trebuit să mă ocup de implementarea optimă a acelui contract. N-aveam ce să mai fac. Era un contract semnat, cheltuiala angajată, eu trebuia să urmăresc implementarea și execuția lucrărilor în termen și să mă asigur că scările rulante funcționează. Lucru pe care, din punctul meu de vedere, l-am făcut foarte bine. La fel și cu stațiile de așteptare. Era o licitație care se încheiase, un contract deja semnat. N-am avut vreo contribuție la specificațiile tehnice și la valoarea acestor proiecte. Ceea ce trebuie să fac eu este ca acest proiect să se implementeze în condiții optime, la caracteristicile din proiect și, dacă se poate, să îl îmbunătățesc. Adică, pe anumite amplasamente unde nu era corect să fie stația acolo, să o mutăm. În baza unor solicitări din partea unor cetățeni sau unor societăți, sau în baza rețelelor existente, sau în baza documentelor de proprietate. Asta pot face cu privire la acest proiect. Eu nu pot să modific cumva structura sau prețul sau caracteristicile acestor stații. Despre valoare, preț sau alte lucruri, n-au decât să răspundă cei care au fost înaintea mea și de ce nu sunt stațiile mai mari, mai înalte, mai nu știu ce altă culoare sau da, ce să mai facă aceste stații. Da, vă asigur că din punct de vedere al activității pe care o pot face astăzi, facem totul ca aceste stații să se monteze în cele mai bune condiții și să vină cu acele software și produse de top pe care le au în fișa tehnică. Da. Altă sugestie. Nu mai aruncați bani pe chioșcurile dintre blocuri. Nu înțeleg. Ele au fost gândite bine, dar folosite și devastate de cei fără de educație. Probabil că e vorba de chioșcurile de ziare. Cred. Da. Din păcate, aceste chioșcuri nu prea mai sunt folosite astăzi și ele, în loc să răspundă unei nevoi, ele creează o altă nevoie și fac orașul mai urât, mai aglomerat. Am cerut colegilor să vadă care dintre aceste chioșcuri ocupă domeniul public fără forme legale și
pe toate acestea să le luăm de pe domeniul public, să obligăm mai întâi proprietarul să și le ridice, iar dacă nu o face proprietarul, o vom face noi pe cheltuiala proprietarului. Nu putem, unele adică chioșcuri, ușor trebuie să... Unele chioșcuri cred că erau chiar proprietatea primăriei. Cred că unele dintre ele, dar nu mai știu. Așa. Cred că da. Am întâmpinat astfel de situații. Întrebare. Dacă, pentru că nu am primit vreo astfel de adresă de la... Bună, e vorba de patrimoniu aici, nu? Uh-huh. Faceți probleme. Vă da. Spun după emisiune. Bună dimineața, întrebare. Ce caut o stație în mijlocul trotuarului, cea de la scările de la Diana? Acolo, într-adevăr, s-a turnat... Nu știu dacă avem imaginile da, acum. Știu problema. Acolo unde au existat astfel de situații, că și vis-a-vis a fost o situație similară, există niște rețele de desubt. Și stația, pentru care o anumită greutate, o anumită configurație, nu poți să o pui pe rețelele alea decât în anumite condiții. Unde nu am putut să o mutăm din proiect, din cauza acestor probleme, evident, a trebuit să o lăsăm acolo și asta eu este zâmbesc situația așa. Eu zâmbesc amar acum, știți de ce? Că în zona aia, într-adevăr, sunt foarte multe rețele, unele greu de mutat, pentru că trebuie avizul unor domni care au cabluri pe acolo, așa, dar mă gândesc că rețelele alea n-au împiedicat cu nimic să pregătească apariția unui bloc în spațiu verde de alături. Sau, mă rog, a unei clădiri. Dar mergem mai departe. Mă referiți la o clădire deja domnul, apărută domn... sau care se solicită să se apară solicită acolo? Să apară. Se solicită să apară. Din punctul meu de vedere nu va apărea și sunt mai multe... Începând cu luna martie și suntem însetați de astfel de proiecte pentru că orașul are un viitor și are un viitor foarte frumos. Bulevardul Republicii, de exemplu, nu trebuie peste 5 ani, nu trebuie să-l vedem neapărat cum este astăzi. Strada Fermelor, peste 5 ani, va fi complet diferită. Eu sper că și strada Izvoare. Strada Izvoare, eu sper că anul ăsta, cel puțin pe raza măcar pe șosea să fie diferită. Exact. Așa. În următorii 5 ani și strada Izvoare va trebui să arate diferit, pentru că pe acolo va intra drumul expres, Piatra Neamț-Bacău, în zona Speranța, conform proiectului. Da, multă lume m-a întrebat, domnule, de ce nu face nimeni public proiectul ăsta, domnule, pe unde se va intra? În momentul de față a existat doar un studiu de fezabilitate. În proiectare, proiectarea este etapa următoare. Acum, din câte știu, este în faza de certificat de urbanism. Da. La nivelul Consiliilor Județene Bacău și Neamț. Întrebare. Ce aveți de gând cu ciuperca de la Hotel Central, așa zis, un punct de informare turistică? Pe lângă că e hidos, spun eu, și s-a făcut pe un proiect tot așa. Hai să facem repede, că avem niște bani de un proiect și dăm de lucru la doi oameni. Da? E hidos și nici nu prea își atinge scopul, așa, ca să spunem pe aia dreaptă. Nu și-a prea atins scopul până acum, pentru că acel punct va fi sediul Organizației de Management a Destinației, o entitate nouă care se va ocupa mult mai focusat de promovarea municipiului Piatra Neamț ca și destinație turistică și va fi un element de agregare a strategiei de dezvoltare turistică a orașului. Acolo vor fi promovate calendarul de evenimente și de activități al orașului, vor fi date informații turiștilor străini, va fi o persoană care să poată face această prezentarea orașului și eventual să planifice, să aibă o hartă în care să fie prezentate hotelurile, pensiunile, contactele ghizilor turistici ai municipiului, punctele de atracție ale orașului. Recunosc că până acum nu a fost o activitate foarte eficient gestionată, dar cert este că prin
această structură, care e una care să implice actori relevanți în piața, în industria turistică a orașului. Poate își va găsi un folos. Da, activități mult mai eficiente. Revine domnul cu chioșcurile dintre blocuri. A spus, domnule, nu era vorba de chioșcurile de ziare, e vorba de acele zone de relaxare. Foișoarele. Foișoare și spune, domnule, că ele au fost bine gândite, dar folosite și devastate de cei fără de educație. Este o problemă. Bun, aici asta. Este o chestiune, pe de o parte, de educație a comunității și de felul în care noi reacționăm în comunitate la astfel de evenimente și o chestiune de eficiență a poliției locale. Inclusiv pentru poliția locală. Pentru poliția locală avem planuri destul de deja, ambițioase. Deja ne-am apropiat de final și n-am mai apucat să vorbim de poliție, de societăți, de alte lucruri. Vă rog, mai stăm 5 minute. Pe partea de poliție locală gândim o reformă care să apropie mai mult polițistul local de comunitate prin sectorizare, prin felul în care polițistul local se va îmbrăca, prin ținută, prin abordare și atitudine și inclusiv prin mijlocul de prin metoda de deplasare. Anul acesta vom iniția o serie de parteneriate, prin care, de exemplu, vom aduce spre finalul anului trotinete electrice în Piatra Neamț, fără o investiție a municipalității, ci doar prin accesarea unor oportunități de această natură și prin acest parteneriat vom primi pentru un număr de polițiști locali trotinete în așa fel încât ei să se deplaseze mult, cu mult mai mare lejeritate. Nu vă ascund că nu a fost o reacție foarte entuziastă din partea domnului director. Eu stau și mă gândesc director. Acum, cunoscând niște polițiști locali, cum ar... Da, aici presupune și un fel de intensificare a pregătirii fizice a polițistului local și a felului în care sunt desfășurate examenele, concursurile pentru recrutarea polițistului local. Aici sunt etape pentru care avem soluții pentru fiecare dintre aceste etape și vă asigur că poliția locală va trece printr-un proces de reformă pe care l-am discutat cu conducerea poliției locale, un proces de reformă care implică inclusiv o reorganizare. Da. Foarte pe scurt, care e situația la urban în momentul acesta? Lichidatorul, sau mă rog, administratorul special, acum cine este? Domnul Bistriceanu. Deci el ocupă și ea funcția de... Deci nu mai avem director sau, mă rog, administrator numit cu acordul acționarului majoritar al societății. A este cu acordul. Deci dumneavoastră, administratorul special este, reprezintă interesele acționarului principal. Bun, și el este și cu firma de lichidare și... Am făcut în așa fel încât interesele administratorului judiciar și al acționarului să corespundă, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Așa. Având în vedere că, de exemplu, piețele sunt din cauza unei redevențe uriașe din punct de vedere al societății comerciale, ineficiente, ele nu generează un profit sau un rezultat financiar care să merite... Care se acea. Vede în investițiile și nefăcute. Și nici nu se vede. Deci, din punctul nostru de vedere, ca autoritate publică, piețele sunt... ne produc un mare de serviciu, pentru că acolo nu sunt servicii de calitate și toată lumea este cumva nemulțumită de felul în care decurge administrarea piețelor. Și atunci noi trebuie să facem un... având în vedere obiectivul final, creșterea nivelului de calitate al felului în care arată piețele, atât din punct de vedere al celui care vinde acolo, cât și din punct de vedere al celui care vine și cumpără, evident că interesul nostru este să readucem în primărie pentru a crește gradul de confort pentru piețari, pentru client, pentru cei care pentru comunitate până la urmă. Și da. De la 1 martie aceste piețe vor trece în administrarea primăriei. Da, cineva mă confirmă, o parte din chioșurile de ziare sunt proprietatea primăriei,
O parte aparțin falimentarii Rodipet, aici nu știe cel care scrie, nu mai aparțin Rodipetului, e o greșeală. Ciuperca este un proiect european pe care fost administrația a cheltuit inutil o sumă colosală. Așa este. Da, dar sunt bani care au fost absorbiți. Da. Până la urmă, eu apreciez când s-a făcut un proiect, pentru că acesta și educă la un moment dat. Și... De acord cu dumneavoastră, domnul primar, dar mă scuzați că... Deci, să faci o construcție... Nu-mi place. Deci, într-un loc în care era parcare, puteai să găsești o soluție modulară și să o duci asta într-un loc în care chiar turiștii vin să vadă ceva. Adică, nu știu, pare... Deci a fost complet ineficientă. Deci, de asta. O parcare supraetajată se are vedere în viitor, în zona centrală, Dacia Orhei, la baza muntelui Pietricica? Pentru anul acesta, pentru prima dată în ultimul deceniu cel puțin, vom aloca pentru înființarea de noi locuri de parcare, pe investiții noi, pe proiecte mari, 2 milioane de lei. E o sumă. E o sumă mare. Exact. Acum trebuie să încheiem emisiunea, că deja am depășit timpul alocat, dar poate joia viitoare, dacă nu sunteți prin alte zone, veniți și cu domnul Harbuz în emisiune. Și mare plăcere, așa cum mi-aș fi dorit să se întâmple și astăzi. Facem loc așa ca să putem face emisiunea cum trebuie. Și discutăm, că sunt o mulțime de alte lucruri care n-am apucat să le discutăm. Îmi aduc aminte cât de mult s-a discutat despre parcarea supraetajată care trebuia să fie în locul actualului mall. Au venit niște oameni foarte deștepți, cu niște interese specifice, care au schimbat destinația și au făcut hidoșenia asta, care a consumat numai bani și consumă bani, că și asta este o problemă. Și cum ar fi arătat zona cu parcarea funcțională? Cum ar fi arătat zona cu parcarea funcțională și cu continuarea proiectului așa cum a fost el gândit atunci? E mare păcat. E mare păcat. Măcar spre finalul emisiunii am ajuns să vorbim și despre oameni deștepți. Deci, până la urmă, da. E bine. Au venit o mulțime de mesaje. În zona sării polivalente sunt indicatoare de oprire interzisă. Unii patroni de autocamiere au transformat zona în parc auto de tiruri și vagoane, care stau câte o săptămână. Mă rog, și se întreabă cine trebuie să rezolve, cine trebuie să ia măsuri. Intrarea de în oraș arată ca o zonă industrială. Probabil că e zona intrarea dinspre Roman. Dar am discutat lucrurile astea și le vom discuta săptămâna viitoare dacă reușim să ne vedem. Luăm și cu mai multă aplecare asupra... Păi până atunci mai vedem un pic și care mai sunt corecțiile care se fac la buget. Deci, poate proiectul apare în dezbatere. De voi iniția o serie de consultări. Prima va fi chiar cu presa, voi prezenta bugetul pe 17 ianuarie, într-o conferință de presă și apoi vă invit să discutăm pe marginea bugetului, după care voi avea consultări punctuale pe învățământ cu directori de școli, profesori și părinți, pe partea de antreprenoriat. La un moment dat, în partea finală a consultărilor, chiar vreau să invit firmele de construcții, proiectanții, diriginții de șantier, pe toată lumea care are treabă și habar cu privire la lumea asta a construcțiilor, să prezint planul de investiții pentru anul acesta și pentru următorii 2 ani. Pentru că vreau să dăm o predictibilitate și oamenii să știe, domnule, astea sunt condițiile în care se lucrează cu Primăria Piatra Neamț. Astea sunt cerințele noastre și exigențele noastre și în felul acesta vreau să lucrăm de azi înainte. Așa trebuie să arate raportările dumneavoastră și situațiile de lucrări, cu raport foto, cu date tehnice, cu situații cât se poate de clare și astea sunt termenele de plată pe care noi le oferim. Și să aibă curajul să participe la tocmai ăsta este achiziții, obiectivul pentru pe care că toată lumea spune, domnule, nu particip pentru că degeaba particip, că tot... Una dintre nemulțumirile mele pentru felul în care a curs activitatea noastră anul trecut este și provine și din asta. Faptul că au fost licitații la care nu s-a prezentat nimeni. Faptul că au fost concursuri de recrutare la care nu s-a prezentat nimeni. Sau s-au prezentat persoane care nu corespundeau exigențelor sau preferințelor noastre de profil profesional.
De acum eu sper că și ultimele concursuri îmi arată că există mai mult interes. De exemplu, săptămâna asta a fost un concurs la care s-au înscris 14 persoane. Ce fel de concurs? Un concurs pe debutant, consilier debutant. Și stau și mă gândesc dacă nu cumva ar trebui să venim cu cât mai multe astfel de concursuri pentru a înnoi cumva gândirea, mentalitatea și la nivelul instituției. Adică să îmbinăm experiența și cunoașterea procedurilor administrative și a legii cu entuziasmul și creativitatea și dorința de a învăța, de a... Adică să aducem și oameni care cred că le știu pe toate și tineri care să arate că stai un pic, că putem inova. Da, eu vă mai sugerez doar ceva, așa, la început de an, poate vă gândiți și la o schimbare a schemei de funcționare a primăriei, pentru că sunt foarte multe servicii și, sau cum se cheamă, departamente la dumneavoastră, cu niște șefi care se consideră șefi pe viață. Aia sunt care șefuleți, pentru că șefii noi din primărie și chiar aici vreau să... Știți la ce mă refer. Puțin credit. Avem o conducere nouă în primărie, în toate departamentele esențiale. Bun, servicii ce erau pe acolo. Mai eu jos cel puțin este 3, șalonul 4. Secund, exact. Unde, într-adevăr, trebuie să fim un pic mai atenți. Și ieri am avut o ședință cu domnii directori din primărie, tocmai pentru a fi un pic mai exigenți cu noi înșine de data asta și să fim un pic mai atenți la cât muncim, la rezultatele pe care le avem, la indicatori de performanță și pentru că tot se apropie evaluarea anuală. Asta mă gândeam. Să nu mai fim atât de generoși în a da tuturor pe linie foarte bine, pentru că descurajăm pe cei care muncesc și îi punem în aceeași linie cu cei care poate n-au mișcat nimic tot anul. Și am mai făcut un anunț, pentru că tocmai vreau să arăt că suntem atenți cu nivelul de interes al angajaților din primărie să-și ducă la bună îndeplinire sarcinile care li se dau, pentru că am văzut și colegi superficiali, am zis să intre mai bine în miezul problemei, de exemplu persoanele care se ocupă de gestionarea problemelor sau comenzilor pe parte de curățenie, ecarisaj sau de altă natură, să intre mai bine în miezul problemei, am detașat la Salubritas, ne-am propus și am anunțat detașarea la Salubritas, atât pe parte de urmărirea cum decurge activitatea de curățenie în oraș, cum arată adăpostul pentru câini, am detașat, am luat cineva decizia să-și cântare, să stea la șlatara de la cântar, la depozitul de deșeuri de ecologice. Și acolo, bineînțeles. Da, că acolo da. S-ar putea să aveți mai surprize. Dacă puneți un om care n-are tată, n-are mamă și îl interesează cât gunoi să depozitează, s-ar putea să faceți niște economii substanțiale la plata gunoiului în Piatra Neamț și nu numai. Dar am depășit toate recordurile de emisiune. Cu 10 minute am depășit. Ne oprim aici și discutăm săptămâna viitoare alte lucruri. Este un interes deosebit pentru asemenea discuții. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și eu. O zi frumoasă tuturor. Săptămână bună în continuare, sfârșit de săptămână. Ok, oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Am și uitat un lucru extrem de important pentru noi. A apărut Mesagerul de Neamț numărul 521, îl puteți cumpăra, îl puteți găsi cu subiecte. N-am mai avut timp să le pregătesc, să vi le prezint, dar promit că mâine dimineață citesc ceva din ele. Cele bune! Mulțumesc, o zi frumoasă!